Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai mare dezbatere din România. Astăzi sunt într-un loc plin de emoții și de culori, așa cum îmi spun oamenii care au pus la cale această minune din București. Este Muzeul Fotbalului din România, singurul muzeu al fotbalului din Europa de Est. Și de ce zic emoții? Două tipuri de emoții, pentru că sunt în felul în care sunt lucruri absolut admirabile. Aici este un dedicat lui Gheorghe Hagi, cu o grămadă de tricouri și amintiri. Da. Undeva mai în spate este un tricou. Cred că da. Și cu sângele lui de prin șpătăriță internațională. Dar mai e un tip de emoții, pentru că alături de mine este, cum să zic eu, capitanul naționalei de la ultimul turneu final al României. Ce amintiri, Răzvan Raț, mulțumesc că ai venit la România în direct. Bună ziua, bună v-am găsit. Și de asta zic că, cumva am zis la începutul emisiunii, că e un loc în care, asta ne-a mai rămas din fotbalul românesc, amintirile. Știu că sunt rău aici pentru mulți oameni care joacă astăzi, dar... Ești chiar rău, ești mai mult realist. Adică ești și rău și realist în același timp, pentru că, din păcate... Cam la nivelul ăsta, sau ăștia suntem la momentul ăsta. Sperăm să ne revenim, cum s-ar spune. Dar eu cred că lucrurile sunt complicate pentru noi și vor fi complicate în continuare pentru noi, pentru că, din păcate, perspectivele nu sunt prea bune și ceea ce viitorii noștri sau viitorul nostru în ceea ce înseamnă echipa națională, ea fiind legată și de fotbalul românesc în general, mă refer campionatul intern, care, după părerea mea, nu este la cel mai înalt nivel și asta dă dovadă participarea noastră în ultimii ani în ceea ce înseamnă cupe europene, plus jucătorii care joacă afară. Nu mai avem jucători care joacă la echipe importante din Europa și mai ales vorbim aici de top 5 campionate în Europa, avem foarte, foarte puțini și cei care joacă afară, din păcate, nu sunt constant titulari și din punctul ăsta de vedere avem probleme. Răzvan Raț este capitanul naționalei din 2016, el are o carieră impresionantă, 113 jocuri la Naționala României și 2 goluri din postura de fundaș. Am mai spus, eu am cărat pianul, n-am cântat la el. Exact. Jucător la Rapid București, cred că toată suflarea rapidistă se bucură astăzi, 83 de partide la Rapid București, după care a ajuns, desigur, la Shakhtar Donetsk, unde a avut cele mai înalte momente ale carierei, dar de ce nu să amintim și West Ham United și Rayo Vallecano și PAOK Salonic, echipe importante din fotbalul internațional. Astăzi spuneam că n-ai venit cu mâna goală, ai venit cu tricoul chiar din momentul 2016, da. Aici e de la meciul cu... Este de la meciul România-Franța, meciul de deschidere al campionatului european. Și este un tricou important pentru că, în primul rând, face parte din... este de la un turneu final. Din păcate, eu n-am apucat să joc decât la... 2 turnee finale și acele au fost doar europene. Este marea mea dezamăgire și un vis neîmplinit al carierei mele, pentru că nu am apucat să joc la un turneu final de campionat mondial. Și este un moment important. Este un moment important pentru că, din păcate, și mă repet, perspectiva de a ne califica la un turneu final nu, sau perspectivele nu sunt cele mai bune. Și încă o dată, nu suntem răi. Asta e adevărul. Dar care-i sentimentul când pășești pe, știu eu, în fața... Turneul final și turneele finale sunt ceva special. După cum vedeți, eu cred că ceea ce s-a întâmplat și la acest turneu final de campionat mondial până la momentul ăsta este datorită
acelei atmosfere speciale pe care ți-o dă un turneu final și surprizele care au fost, pentru că eu sunt sigur că Arabia Saudită nu o să mai bată niciodată Argentina și dacă joacă de 20 de ori nu o să mai bată niciodată. Se poate întâmpla, asta e, nu mai vorbesc de Germania, Japonia și mai departe, mai departe venim cu Maroc, care are șansa sa până la urmă, chiar dacă Franța este net favorită în următoarea semifinală. Surprizele sunt datorită presiunii și locului special sau atmosferei speciale care este în jurul unui campionat european sau mondial. Noi am întrebat astăzi, așa imediat o să intrăm în direct la 0372069599, dar să adresez aceleași întrebări. Crezi că Messi o să fie cel mai mare din istorie după meciul de duminică? Din punct de vedere al fotbalistului Messi, eu am apucat sau am avut și onoarea și norocul să joc de mai multe ori împotriva lui și de-a lungul carierei am jucat împotriva jucătorilor importanți sau mari din ultimii 20-30 de ani, pentru că am prins și jucători care erau la apogeul carierei atunci când eu doar începeam la echipa națională. Vă dau un exemplu, Zinedine Zidane sau Rui Costa sau bine, Totti este un pic mai, dar sau Batistuta, de exemplu. Adică am avut norocul și onoarea să joc împotriva unor jucători extrem, extrem de mari și Messi este cu totul altceva. Da, cum? Adică voi îl simțiți altfel pe teren. Messi din punct de vedere fotbalistic pentru mine este un cum se spune, out of this world, da? Deci nu este de pe meleagurile astea, cu siguranță nu este din ceea ce înțelegem noi și ceea ce poate să ofere și ați văzut, cred că și aseară, la vârsta lui, cu toate că vârsta e doar un număr, ceea ce poate să livreze și ceea ce înseamnă el pentru fotbal în general. Putea seara, de exemplu, Gvardiol să facă mai bine la faza aceea în care l-a întors și pe stânga și pe dreapta? Pe teoretic. Teoretic, da. Adică. Teoretic, da. Dar practic este un jucător care, ați văzut, toată lumea spune, domne, merge pe teren, are cei mai mulți pași, adică pași în, da, mergând, da, da. Nu alergând din... Dar, până la urmă, dacă ești că ești suporter, că ești antrenor, ce ai prefera? Ai prefera un jucător care să, atunci când are mingea la picior, să facă diferența și ori să înscrie, ori să dea pasă decisivă, ori să creeze acele faze care creează pericol, da? Să creeze pericolul, sau unul care să alerge 15 km sau 13 km și să fie nu atât de, sau să nu fie atât de eficace. Atât alergai tu când erai în da. Carierei. Ți s-a părut? Într-adevăr, este foarte adevărat. Messi nu poate fără ceilalți. Toată lumea contribuie la ceea ce înseamnă Messi și la ce... Dar eu vorbim aici de valoarea individuală și de viziunea și de ceea ce livrează el până la urmă la nivel individual. Dar Messi fără grup, fără calitatea grupului, fără acei oameni care... am spus mai devreme, care pianul, el cântă într-adevăr și cântă frumos la el, dar fără ceilalți nu, e imposibil. Hai o să dăm drumul la dezbatere, vă mai spun încă o dată, Muzeul Fotbalului este lângă, este drum de magazinul Cocor, de fapt, în București, așa că să știe toată lumea, să ajungă foarte ușor. În spatele lui Răzvan Raț, pentru cine se uită pe Facebook sau pe YouTube, acum ne stăm noi, o să vedeți așa, tricoul lui Culaie Lupescu, tată. Ionuț Lupescu, cred că este cel mai vechi tricou din muzeu, de culoare albastră, un tricou vechi de când Naționala României, să zic așa. Dar care arată foarte bine. Arată foarte bine, foarte bine păstrat, înțeleg că e donat de Ionuț Lupescu. În spatele tău, chiar acolo, este un tricou al lui Dobrin. Da. Dobrin are o accidentare când poartă tricoul acesta, se lovește la cap, își sparge capul și sângele curge pe tricou. Tricou a rămas așa, cumva necurățat și e cu sângele lui Dobrin.
Ceva mai în spate, un tricou al lui Iordănescu cu stema Republicii Socialiste România și colecția tot continuă așa. În spatele nostru, colecția Hagi. Da? Steaua, cred că e Real Madrid. Da. Trebuie să fie Brescia. Cred că da. Trebuie să fie acolo și diverse lucruri. Nu știu dacă ai apucat să vezi, există un film, m-au trecut toți fiorii. Aici, în prima sală de lângă noi, se proiectează un film care îți pune inima în mișcare, așa? Da, l-am văzut și eu de câteva ori, de fapt. Da. Și stai acolo în mijlocul acelor pereți, niște pereți îmbrăcați în ecrane TV, ecrane digitale, stai în mijlocul lor și la un moment dat ți se pune un nod în gât, așa. Uite, da. Și acum, dacă te gândești. Pentru că este de fapt, sau mesajul este de fapt ceea ce provoacă fotbalul. Exact. În lume, mișcarea și tot ceea ce înseamnă acest fenomen care este fotbalul și ceea ce provoacă el, de la atâta bucurie până la foarte multă tristețe, atâta emoții, pentru că practic fotbalul vinde emoții, să spunem așa. Acolo e și Galeria Rapidului. Exact. În alea imagini, da, e superba Galeria Rapidului. Până la urmă, eu cred că nu există niciun sport care să aibă asemenea fani, să aibă ca lumea să fie atât de nebunită să ajungă la un meci sau atât de nebunită să dea drumul la televizor pentru că la ora 9 o să înceapă semifinala Cupei Mondiale. Apropo, ai favorită diseară? Favorită pe hârtie va fi... Franța. Este Franța, dar au mai fost favorite și împotriva Marocului și... E greu să n-a fost. Hai să vedem așa. 0372069599. Vă întreb dacă Messi e cel mai mare jucător din istorie. Vă întreb și ce credeți despre rivalitatea dintre el și Cristiano Ronaldo. Și da, cum vi s-a părut această ediție a Cupei Mondiale, atipică, în luna decembrie? Poate cu un avantaj, nu jucătorii sunt în plină formă? Atipică, într-adevăr, din punct de vedere al perioadei. Atipică din punct de vedere al nenumăratelor surprize care s-au produs în timpul acestei cupe mondiale și din punct de vedere al fotbalistului, acelui care participă la acest turneu, este într-adevăr un plus, cred eu, pentru că este jucătorul este turat. Și atunci, eu cred că este extrem, extrem de important. Pe când, în vară, vii după un sezon foarte... E mult oboseală. E foarte mult oboseală. Chiar dacă ai acea lună la dispoziție, de fapt, acea lună este o lună de pregătiri, nu este o lună în care mergi la plajă și după aceea hai să ne apucăm de fotbal. Adică... Poate de asta am văzut și mai puține accidentări acum, poate că era un vârf de formă. Haideți să începem. Cristian, salutare, mulțumesc pentru răbdare, bine ai venit la România în direct, ești cu Răzvan Raț. Bună ziua, Cătălin. Bună ziua. Bună ziua și Raț. Pot să-i spun așa că... Na, toți m-au strigat, așa e mult mai scurt. Da, exact. Și apropo să fac o mică paranteză la meciul dintre Franța și România, că tot alea a pus în discuție, mi-aduc aminte că eram în Franța și zicea polițistul de frontieră francez că îmi pare rău pentru tine, dar Franța în seara asta va poate cu 2-1. După câte mi-aduc aminte că așa a fost, dar România într-adevăr atunci a arătat ca o echipă adevărată și Franța a bătut, dar nu atât de concludent. Cu un gol al lui Dimitri Paie, care nu o să-l mai dea niciodată cu stângul, de acolo. Exact, așa este, chiar mi-aduc aminte de lucrul ăsta, așa este. După mine, ce să zic, Messi, într-adevăr, se devine cel mai bun, este și din privința trofeelor care le-a avut și poate și constructorii în care este fotbalul din momentul de față. Dar e greu să spun, eu nu l-am Pele, ca să pot să-mi dau seama cum a jucat, doar ce am văzut anumite înregistrări. Primul campionat mondial pentru mine a fost cel din 86, văzându-l pe bulgari și l-am văzut pe Maradona și așa cât de cât formă a urmat acel din 90 cu noi și nu știu ce. Da, mi-e greu să spun dacă este cel mai mare sau nu, dar în anumite puncte de vedere și a trofeurilor care le-a câștigat și dacă va lua și campionatul mondial, da, este posibilitatea să fie cel mai mare și fără dure și poate.
Mi-ar fi plăcut o rivalitate, o finală între el și Ronaldo. Probabil că ar fi fost apogeul fotbalului modern din momentul ăsta, că a fost o finală între Messi și Ronaldo. Iar s-ar putea să fie o finală între Messi și Mbappé, da, în trecutul și viitorul, nu? Și așa este, așa este. Și chiar mă gândeam referitor la chestia de Mbappé. Ar fi cu inima mea clar să câștige el, pentru că chiar urmărindu-l, Franța, echipa Franței a urmărit mai mult în campionatul ăsta mondial decât Argentina. Și mi se pare teribil de copilul ăla, ce scutnire are, ce mod de abordare, ce plăcere de a juca. Acum nu dă la o parte pe Messi, dar mi se pare un alt stil și aș prefera ca Franța să câștige pentru Mbappé, pentru că eu zic că, din păcate pentru Messi, că Mbappé a mai câștigat. A mai câștigat, asta voiam să zic. A mai câștigat. Domnule, la 22 de ani să iei de două ori titlul mondial. E o chestie, da. Este enorm, să dai seama ce ar însemna pentru el. Și acum mi se pare mult mai bun ca acum 4 ani de zile sau când a fost Mbappé. Mult mai, un alt joc. Mai bun, da. Eu merg pe mâna Franței în raport și spin așa. Nu pot să spun așa undeva că nici nu mi-a plăcut și nu-mi place Argentina. Nu că n-am nimic cu fotbalul sud-american, dar îmi place în general fotbalul acesta englezesc, fotbalul german și... Am mers pe mâna Angliei, din păcate, dar nu sunt supărat, pentru că Franța a fost, să zic, mai bună, totuși, un pic. Chiar e echipă, chiar e echipă bună, Franța, așa îmi face impresia. Mulțumesc tare mult, Cristian. Echipă bună, nu? Echipă foarte, foarte bună și demonstrează că este un grup foarte puternic care scoate în față aceste individualități sau individualitatea care se numește Mbappé, dar eu cred că jucătorul cheie la echipa Franței este Griezmann la da? Acest campionat. Serios? Mondial. De ce? De ce? Griezmann este cel care dă acel balans, care are, este jucătorul care creează și în același timp și este jucătorul care și recuperează. Eu cred că este jucătorul în care dă într-adevăr acea greutate echipei Franței la acest mondial. Vedeți, aici se face diferența dintre noi, oamenii obișnuiți, și cei care au pășit vreodată pe un teren de fotbal. Să văd câteva lucruri altfel. Cu Răzvan Rad sunt astăzi la România în direct. 0372069599. Aici e o sală în care am văzut așa tricoul lui Maradona, tricoul lui Ronaldo, un tricou al lui Gică Popescu de la Tottenham. Le-am uitat să întreb dacă este vreun tricou cu Messi aici. Aveți tricou cu Messi? Și că urmează să fie tricou cu Messi. Urmează. Așa, urmează. Urmează dacă îi ajut eu. Ai făcut schimb de tricouri cu Messi? Da. Serios vorbești, da? 4? Da. Așa, cum să procedează? Că știu, bănuiesc că toată nu, echipa vrea aici. E simplu, nu? Eu am avut o... Nu știu, cum să spune, o nebunie a mea, în sensul așa? În care am schimbat tricourile cu jucătorii în general adversarii direcți pe care i-am avut eu fiind fundaș lateral pe partea ta, da. care jucau pe partea mea, care erau, nu știu, extreme sau mijlocași dreapta sau ceva de genul, și dacă din anumite motive cei care nu care jucau pe partea mea nu schimbau după meci, schimbam cu altcineva, dar am încercat să schimb la fiecare meci, indiferent că a fost meci de Champions League sau Europa League sau meci la echipa națională, am schimbat tricouri. Da. Dacă am schimbat cu el de 4 ori deja. Da. Și în afară de asta le-am spus băieților că am într-adevăr o colecție impresionantă de tricouri, pentru că am avut norocul și încă o dată onoarea să joc contra unor jucători extrem de mari de-a lungul timpului, și în colecția mea se găsesc, în afară de tricouri ale lui Messi, am tricoul lui Ronaldo, tricoul lui Gareth Bale, tricoul lui Francesco Totti, tricoul lui Pirlo. Wow. Două tricouri la lui Pirlo, Iniesta, Xavi. Ăsta e un muzeu al fotbalului, da. Rui Costa.
Și jucători. Cred că sunt... E toată istoria fotbalului acolo. Inzaghi, Bonucci... Hai să-l auzim pe Stelian. Salutare, sunt. Stelian. Bine ai venit la România în direct. Vă salut, vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc mult. Ziua. Mai întâi și întâi aș vrea să mă refer un pic la Cupa Mondială și la ce sentimente trăiesc eu acum vis-a-vis de faptul că în seara aceasta avem Franța-Maroc. Noi, știți ce impresie îmi creează mie Marocul la momentul acesta? Că revăd România, bineînțeles prestrând proporțiile, că revăd România din 1994. Bine, cu unele diferențe și mă repet, păstrând proporțiile. Noi, în primul rând, în 94 am reprezentat o echipă de muncitori și cu un mare solist, cu un mare fotbalist, Gică Hagi, așa cum a spus Răzvan mai devreme, cel care cânta și ne încânta la pian. Noi am fost văduviți, din câte mi-aduc aminte, de prezența lui Neluțu Sabou, din punctul meu de vedere, cel mai bun mijlocaș central al anilor aceia din Europa. Țin minte că a fost accidentat și n-a fost convocat pentru primul meci, dar dacă era convocat, probabil România avea alt traseu. Iar fac asocierea asta Marocul cu echipa României din 94, pentru că la fel avem parte de o echipă muncitoare. Bineînțeles, au și ei câțiva fotbaliști care încearcă să cânte la pian, dar nu niciodată cum a cântat Gică Hagi. Dar nu cumva pianistul Marocului e antrenorul ăsta formidabil care a schimbat sisteme de joc la fiecare meci și a știut să-i aranjeze altfel încât să bată totuși niște echipe mari, mari de tot? Întreb și eu. Nu. E dirijorul. Din punctul meu de vedere, Cătălin, nu. Din punctul meu de vedere, echipa Marocului este vedeta. Și asta mi-aduc aminte și intru deja în celălalt subiect cu zeii fotbalului, dacă pot să spun așa. Mi-aduc aminte, am citit undeva, a spus Zidane că, dom'le, tu ești maghrebian, că-i povestea tatălui. Dom'le, tu trebuie să muncești de două ori mai mult ca să poți să reușești în viață. Din punctul meu de vedere, echipa este vedeta, este artistul Marocului. Iar în legătură cu subiectul cine e cel mai mare fotbalist după planetă, domnule, Maradona a spus într-un interviu că Dumnezeu să-l odihnească și pe Maradona. Diego a zis așa, domnule, am fost cel mai mare fotbalist al planetei cu un singur picior. Dacă mai loveam și cu celălalt picior, dacă mai dădeam și cu capul, ce se întâmpla? Sau a mai fost o declarație, a zis așa, domnule, foloseam droguri luni, marți, miercuri, joi, mă curățam, vineri mă antrenam, sâmbătă eram cel mai bun din campionatul Italiei și știm foarte bine ce reprezenta campionatul Italiei la momentul acela. Adică vreți să spuneți că Maradona? Nu neapărat. Știți cum e, dacă întrebați, a zis că ar fi bine să intervină un român din Argentina. Dacă am întrebat argentinienii, cred, nu sunt convins de asta, dar cred că o să spună toți Maradona, dar, sau majoritatea o să spună Maradona. Dar dacă ne uităm un pic și pe cifre, că asta e, fotbalul se cuantifică și în cifre, e limpede că dacă Messi câștigă, dacă Argentina cu Messi în echipă câștigă campionatul acesta mondial, Messi se poate așeza în vârful piramidei, care are la bază fotbaliști precum Maradona, Zidane, Ronaldo, brazilianu, Pelé, Cruyff. Știu că aceste comparații sunt nedrepte, dar astea fac plăcerea fotbalului. Adică, până la urmă, despre asta discutăm. Bănuiesc că toată lumea ar fi visat la... Păi, tocmai de-aia putem să avem și o dezbatere, pentru că suntem subiectivi. Toată lumea ar fi visat să vadă finala aia dintre Cristiano Ronaldo și Messi, probabil cea mai așteptată finală de pe planetă. Deși am niște lucruri care, sau eu cred că le văd un pic altfel. Sunt epoci diferite. Jucătorii nu pot fi... Mi se pare asta, acest termen, cel mai mare fotbalist din istorie, este foarte, foarte complicat să poți spune acest lucru, pentru că de fiecare dată, sau care este criteriul principal până la urmă? Trofeele individuale, trofeele cu echipă, sau pur și simplu tot ce înseamnă statistica ta personală de-a lungul carierei, câte goluri ai marcat, câte asisturi, câte și atâtea și atâtea statistici, sau pur și simplu nu poți practic compara epoca lui Pele sau chiar epoca lui Maradona cu ceea ce se întâmplă la momentul ăsta în fotbal.
fotbalul a evoluat și evoluează, eu cred că la fiecare, dacă nu în fiecare an, la fiecare două, trei sezoane, sunt foarte, foarte multe lucruri care se schimbă în fotbal și care, care practic fac de fiecare dată diferența între ceea ce a fost acum câțiva ani și, și prezent. Da, spune-mi un lucru, tu ai evoluat cât 15 ani la cel mai înalt nivel, da? Să zicem 15, poate mai bine de 15. Am avut, cariera mea a fost de 20 de ani, în 20 de sezoane, dintre care 5 la Rapid și după aceea. În ăștia afară. 20 de ani, dacă te uiți la, de la anul 1 la anul 20, fotbalul s-a schimbat cât de mult? Ca foarte mult. Foarte mult. Foarte mult și jucătorii. Jucătorii, dacă vedeți, luați inclusiv jucătorii, cum erau jucătorii acum 20 de ani, nu vorbesc, a evoluat foarte mult din punct de vedere fizic. Fotbalul a evoluat foarte mult din punct de vedere fizic. Tacticizarea este una diferită decât ce a fost acum 20 de ani. Sunt foarte multe lucruri, acel timp între a de când primești mingea și până când ești atacat este extrem, extrem de redus și dacă vreți o statistică, un atacant în Champions League are doar 0,2 secunde în medie de când primește mingea și până este atacat. Dacă luăm, există o statistică și acum 30 de ani pe vremea lui Maradona sau mai aveau mult mai mult timp de gândire. 0,2 secunde să iei o decizie. Să iei o decizie și asta înseamnă de fapt altceva. Că decizia trebuie să o ai deja în minte și nu o decizie, mai multe. Da, Stelian, mă întorc la tine. Adică să înțeleg că Răzvan e de acord cu mine când am zis că Messi poate fi situat în vârful piramidei, nu? Poate fi, pentru mine este în vârful piramidei, dar cu toate astea, Messi nu poate fi comparat cu Ronaldo, Messi nu poate fi comparat cu Maradona, Messi nu poate fi, adică jucătorii ar trebui să fie în primul rând comparați din punct de vedere al unui post, a ceea ce înseamnă ei sau ceea ce înseamnă ei pentru echipe în primul rând. Pentru că, într-adevăr, este foarte important acel trofeu cu echipa, dar în același timp există și acea statistică individuală pe care tu deci nu, pentru mine nu golurile sunt cele mai importante, de fapt este ceea ce însemni tu în acel angrenaj al echipei. Poate e vorba și de emoție. Stelian, mulțumesc tare mult. Vreau să-i fac loc în emisiune și lui Bogdan. Astăzi la 0372069599. Puteți să exprimați dincolo de mesie orice emoție legată de cupa asta mondială, că am trăit enorm de multe. Salut, Bogdan! Salut! Ziua bună! Ce Salut. Zici? Mulțumesc mult că m-ați venit în emisiune. Voiam să zic și eu câteva lucruri, câteva aspecte despre Messi. În părerea mea, el este cel mai bun jucător de pe pământ, din toate timpurile. Și asta pentru statistică, pentru cum se mișcă în teren și pentru cât de umil este când o face, deci atitudinea lui față de joc, față de spectatori, față de coechipieri, în comparație cu Ronaldo, să zicem, care este o altă atitudine. Nu cunosc foarte multe statistici despre Ronaldo, despre Messi, însă din ce am văzut eu, din câte meciuri am văzut cu el, este altceva. Nu se poate compara nimeni cu el și asta pentru că mie mi se pare că el este un talent. Da, deci talentul a fost în procentaj foarte ridicat față de Ronaldo, cum zicea că este foarte, foarte mult antrenament, da, și la Messi este antrenament, dar el are altceva. Miracol în plus, da. Are acea scânteie pe care mulți nu o au și legat de meciul de finală, cine o să fie, eu zic că o să fie Argentina-Franța în finală și o să câștige Franța, pentru că mi se pare că overall echipa lor este mai bună. Și
Da, și voiam să mai discut câteva aspecte. Ce mi se pare mie la acest campionat mondial, mi se pare că nu mai sunt atât de multe vedete internaționale cum erau înainte. Nu se mai produc atât de multe staruri în comparație cu epocile de aur pe care le-am tot văzut la televizor în țară sau prin bulgar, cum zicea interlocutorul de mai devreme. Da, deci nu mai sunt atât de mulți. Sunt ceva, da, nu mai sunt atât de mulți. S-ar putea ca vedetele să-și fie egalizat valoarea, cu excepția lui Ronaldo și a lui Messi, care plutesc deasupra tuturor. Era că sunt jucători care strălucesc în fiecare echipă. Uite, de exemplu, la... Da, și tocmai de aceea fotbalul din ziua de astăzi este mult, mult, mult mai greu decât în vremurile trecute, pentru că a evoluat extrem de mult. Cum zicea și Răzvan, timpul de gândire este aproape de zero, da? Deci tu trebuie să ai planul în cap deja ce ai de făcut. Și este extrem de greu să joci fotbalul actual. Și de aceea jucătorii de acum sunt la un nivel foarte ridicat și tocmai pentru că e un nivel foarte ridicat, că Messi și Ronaldo ridicându-se peste ei sunt cu adevărat niște jucători foarte, foarte buni. Mi-a rămas în cap asta pe care ai zis-o cu Franța, care o să bată pe echipa mai bună. Echipa mai bună. Ca eu aș vrea să câștige Argentina, e pur și simplu și datorită lui Messi, ca să își poată practic să fie complet. Nu neapărat să devină cel mai bun din istorie sau mai știu ce, pur și simplu să fie acel jucător care are absolut tot în palmares. Ar avea tot, cu această, adică, în afară de trofeele individuale, gen balonul de aur și gheata de aur și altele, și trofeele cu echipa, totuși pentru jucători de talia lor este extrem, extrem de important să fii campion mondial. Da, cred că și-ar împlini cariera și cred că ar fi și o mare dezamăgire dacă n-ar fi exact Așa. Bogdan, fii atent! Duminică, de la 5, când e finala, Europa FM face emisiune din nou de aici, de la Muzeul Fotbalului, o să vină și Gică Popescu. Te-am notat pe tine cu victoria Franței. Sigur că pe mine așa personal o să mă amărasc un pic. Victoria Franței. Cred că suntem mai mulți care ținem cu Argentina. Nu știu, Sunt destui fani Messi, ca să spunem așa, fan și automat, Messi, da. Și automat fan Argentina. Da. Dar fii atent, ascultă-ne și atent. Și eu, nu mă înțelegeți greșit, eu sunt cel mai mare fan Messi. Însă cred că echipa Franței este mai capabilă. E bună echipa Franței, este, da. Este mai straight to the point, adică ei sunt direct pe gol, sunt și câștigătorii de acum 4 ani și în continuare cred că ei vor să câștige. Mulțumesc tare mult! Însă mi-ar plăcea Messi să aibă în palmares acest da, pentru că ne placă... Sperăm să te înșeli foarte tare! Hai să vedem! Mulțumesc tare mult, Bogdan! Ne-a sunat o doamnă, Doina, că se uită și multe. Eu cred că atunci când e campionat, măcar când e campionat mondial, eu cred că doamnele se uită mult așa, la fotbal ei. Din bucătărie. Sunt foarte multe femei în tribune, ai remarcat, da, la campionatul ăsta mondial. El foarte mult. Cred că oamenii veniți cu familiile, cu... Eu, până la urmă, e un motiv de sărbătoare și un spectacol. E mai puțin important ceea ce se întâmplă, cât e un spectacol. Uite că a venit. Doina. Salutare, Doina. Bună ziua. Salut, Doina. Eu sunt din orașul lui Dobrin. De la Pitești. Avem nu aici tricou. Maria Pitești nu s-a gândit. Nu știu de ce primăria Pitești nu s-a gândit să-i facă o statuie lui Dobrin chiar acolo la răscruce de drumuri pe autostrada care vine de la București. Urmăresc campionatul mondial de fotbal, să știți că nu din bucătărie, mă așez pe canapea. Am glumit, doamnă. Doar... Există o statuie a lui Dobrin. Și dacă e nevoie, ești din bucătărie. Nu. Nu e nicio problemă. Voiam să vă spun că
Eu l-am cunoscut pe Roger Mila, personal. Așa. Dacă își mai amintește cineva da, de el. Foarte bine. Da, cum să nu? Campionatul mondial din 1990, când toată lumea s-a întrebat ce vârstă are Mila. Și știți câți ani are? Că atunci era o întreagă controversă. Că se spunea că are 36, dar... Roger Mila este născut în 21 mai 1952. Ok. Aoleu. Dar deci cum are de 70 de ani. Am primit cum 70 de știți așa de ani bine? La vremea... Datorită faptului că am fost la el în casă. E, da. Ce chestie. Da, am fost la el în casă, am niște fotografii cu el, pentru că am stat 4 ani în Camerun și auzisem de Roger Mila, îl văzusem și foarte m-am tare dus să-l cunosc. Foarte okay tare. Și m-a și primit, să știți. Și... m-a și primit... și amintea de Hagi, de Gică Popescu, de Lăcătuș. Deci, ce să vă spun, la vârsta mea eu am văzut mai multe generații de mari fotbaliști. Iar la momentul ăsta, dacă vorbim despre subiectul zilei, așa extraterestru cum e el, cum îl considerați dumneavoastră, cred că Messi este cel mai mare jucător. Așa, de ce? Cel mai mare fotbalist. Datorită a tot ceea ce a realizat până acum, datorită modestiei lui, viteza asta cu care reușește să combine fazele, să dea goluri, să dea pase. N-aș ști să vă spun mai mult decât atât, dar... Mie îmi place că toată lumea adaugă modestia asta. Mi se pare formidabil. Deci ca atitudine, mi se pare că lumea îl iubește pe Messi mai mult decât îl iubește pe Ronaldo. Aia modestie. Sunt doi ascultători care au zis modestie, modestie. Eu pot să confirm anumite lucruri pentru că am avut... ocazia să... și la un moment dat am picat la doping după un meci de Champions League, am picat împreună la controlul antidoping și cu siguranță și ca în multe alte dăți a trebuit să vină cineva să-i dea trofeu pentru cel mai bun jucător al meciului. Cred că, da? Cred că n-are îi trebuie un depozit să facă, da, să pună toate trofeele, da, de cel mai bun jucător al meciului. Și a fost, adică atitudinea lui în care i-a spus omului respectiv care i-a dusese pur și simplu trofeu pentru că nu putea să îl dea oficial, el fiind la antidoping și nu te lasă să ieși din camera respectivă. I-a mulțumit acelui om, acelui oficial din partea UEFA, cred că i-a mulțumit de 5 ori, spunându-i mulțumesc că mi-ai adus trofeul aici, îl luam eu și după aia, că nu era o problemă, dar atitudinea lui era una foarte, foarte umilă și, în general, și în timpul meciului, N-am avut niciodată genul de altercații cu el sau pur și simplu nu vorbește, nu vorbește foarte mult decât cu coechipierii, nu vorbește cu adversarii. Adică am întâlnit și alți jucători care și jucători mari, gen Zlatan, de exemplu, care este foarte irascibil și foarte, foarte enervant, ca să zic așa. Da. Mulțumesc tare mult, Doina, cu această... Aș vrea să mai adaug ceva, dacă se poate. Te rog, foarte scurt, căci... Îmi pare foarte rău și tuturor ne pare rău că echipa noastră nu mai ajunge la niciun campionat mondial de fotbal. Problema este, cred, undeva jos de tot. Sunt terenuri de sport în jurul școlilor care sunt goale. Luați-le copiilor tabletele din mână și telefoanele. Și dați-le, doamnă, aveți mare, mare dreptate.
Mulțumesc. Și tot felicitări și tot respectul pentru cunoștințele și doamnă, și să veniți fapt, sunteți exact unde trebuie, să spunem așa, cu mintea. Mulțumesc amândurora. Vă aștept, doamnă, cu amintirea asta la Muzeul Fotbalului din București, unde Răzvan Raț tocmai a adus un nou tricou care vă rămâne aici. Dar eu zic că tradiția asta se va renoda, că o să mai mergem cândva acolo. Vreau să-ți mulțumesc și să lași un pronostic, atât, pe care să-l punem pe masă duminică la 5, când facem ediție specială. Ce sper? Ce vreau? Sau... Pronostic. Pronostic 2-1 Argentina. 2-1 Argentina. Hai să vedem. Da, duminică la 5, ediție specială Europa FM cu Gică Popescu, Radu Constantinescu, cu mine și mulți dintre colegii noștri aici la Muzeul Fotbalului, unde vă aștept pe toți pentru că e absolut minunat. Mulțumesc încă o dată, Răzvan Raț. Și eu vă mulțumesc. Și apreciez că e un moment rar în care oamenii de fotbal stau de vorbă în mod direct cu publicul și cred că asta e absolut necesar. Încă o dată mulțumesc. România în direct se încheie aici. Eu vă mulțumesc. Vă spun spor, la treabă. E bun. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.